proiectul de buget pentru anul 2012, care se discută zilele acestea, care se dezbate zilele acestea, este un proiect care practic redistribuie sărăcia. Este o lege a umilinței în viziunea noastră, care încalcă legea, încalcă morala și încalcă și orice fel de logică. Reprezintă, pe de altă parte, o agresiune împotriva categoriilor, principalelor categorii vulnerabile. Este o împărțire obtuză a sărăciei și un demers legislativ superficial, care nu conține nicio măsură reală de creștere a veniturilor bugetare. Pe de altă parte, sănătatea, alături de educație, alături de agricultură, nu constituie priorități pentru actualul guvern nici în anul 2012. Aș vrea să mă refer un minut la introducerea coplății în sistemul de sănătate, care adâncește categoriile vulnerabile, dar protejează în continuare categoriile sociale care au venituri mari și foarte mari. Practic, coplata va avea o valoare egală cu a 12-a parte din veniturile nete încasate anual, adică un salariu net se va duce în plus pentru sănătate. Educația este din nou cenușăreasa bugetului, este sacrificată în continuare pentru ministere, cum ar fi Ministerul Dezvoltării, și ca acest minister să aibă bani pentru care să fie direcționați pe criterii politice. Nu este de neglijat procentul scăzut din produsul intern brut care este alocat educației și este clar cum investește acest guvern în viitorul copiilor, în viitorul profesorilor. Vreau să vă mai spun că bugetul alocat pentru educație este cu 35% mai mic față de anul 2008. Banii prevăzuți pentru investiții în învățământ sunt cu 50% mai mici față de anul 2009 și, în consecință, și veniturile profesorilor scad în medie cu 50-60% față de anul 2009. Iată că austeritatea continuă și în anul 2012 salariile și pensiile au fost înghețate, vor continua, dumneavoastră știți foarte bine, concedierile masive în sectorul bugetar și astfel economia este frânată. Un minut aș vrea să mă refer și la decizia Curții Constituționale cu privire la înghețarea pensiilor și a salariilor. Nu este o surpriză, este în schimb o decizie tristă pentru milioane de salariați și bugetari. Din acest moment trebuie să fie clar pentru toți românii. Cât timp PDL va rămâne la putere, românii nu își vor primi bani înapoi luați cu japca în anul 2010. Eu cred că singura șansă a românilor și singura șansă a noastră a botoșănenilor pentru a-și recupera aceste sume, drepturile lor legale, ar fi îndepărtarea totală de la putere a celor de la PDL și a coaliției de la guvernare. Tot în acest context, zilele trecute am aflat că guvernul nu exclude posibilitatea asumării răspunderii pe noua lege a cadru a sănătății. Este o lege extraordinar de importantă, iar în contextul în care coaliția de guvernare dețin majoritatea, atât în Camera Deputaților, atât în Senat, nu înțelegem de ce nu vor să discute această lege, să se aplece cu toată răspunderea și cu toată responsabilitatea pe acest proiect de lege. Din câte am înțeles, spitalele vor fi privatizate, serviciile medicale vor fi la îndemâna doar a celor care vor avea posibilitatea să plătească și mă întorc iarăși la categoriile vulnerabile care nu vor putea plăti acea coplată.